domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Dar vreau să vă spun că sunt deja foarte multe SMS-uri, foarte multe întrebări, foarte punctuale de multe ori, așa că pe măsură ce o să luăm un prim calup, dar puțin mai târziu, să atingem probleme. Cine vrea să ne întrebe în continuare, așteptăm. Sunt deja 7-8 SMS-uri cu diverse întrebări foarte punctuale. Ne bucurăm de faptul că sunteți interesați și așteptăm în continuare, vă spuneam, mesajele dumneavoastră pentru această emisiune, pentru președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ. Vorbeam de, să spunem așa, de alte priorități ale anului. Am văzut și o întrebare și cumva fac și trecerea. Spune cineva, domnule președinte, se vorbește de o creștere bugetară, am auzit acest lucru la televizor. Asta presupune că vor fi bani să se termine cu hotărârile judecătorești? Vă întreabă cineva. Maria P. Dacă este coleg de-al nostru sau chiar dacă nu este cadrul didactic, vis-a-vis de plata sentințelor judecătorești, mai avem de recuperat ultimul an pentru sentințele pe legea 330 și plata dobânzilor. Vreau ca să spun deci și că vor constata în legea bugetului aceste sentințe nu au fost prinse în buget, dar avem asigurare că aceștia vor fi prinse în rectificarea bugetară din luna iunie sau iulie, când va fi când va fi și cu legea intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Sperăm că se vor ține de cuvânt și va și nu vom avea evenimente care să perturbe această... Iar la fel și pentru plata dobânzilor, știm deocamdată că această plată dobânzile ar trebui achitată de către consiliile locale. Încercăm să vină acești bani pentru plata lor, modificarea legislației, astfel încât acestea să vină de la minister, să nu trebuiască să le luăm de la consiliile locale. Vă întreabă cineva, prin mărirea salariului minim, noi ce nedidacticul avem o șansă în plus sau vom rămâne sub minimul pe economie? Nu, deci acum merg la acest salariu, de această majorare de 20% care trec de 1450. Mai mult, prin adăugarea sporului de vechime la salariu care la o noua grilă de salarizare, aceștia vor ajunge, deci un muncitor la gradația a 4 va ajunge la 1800 de lei. Iar salariile vor fi deci de la 1450 până la 1800 pentru acest personal, deci va trebui să ne obișnim să-i spunem personal specific învățământului, nu personal nedidactic. Da, vă spuneam, sunt multe întrebări, vă întreabă și de încadrări și de clase, cum se va funcționa, dacă se mai închid școli, diverse sunt foarte multe întrebări. Unele cred că țin mai degrabă de inspectoratul școlar decât de... Școlar. Da. Cert este că pe cât posibil, da, efectivele de copii sunt în scădere și asta se are repercusiuni în rândul cadrelor didactice, în rândul școlilor. Unele școli sunt obligate să-și restrângă activitatea. Avem un obiectiv pentru 2017 o nouă lege a educației, dar și modificarea, deci prin lege, modificarea legii educației prin care numărul de copii la clasă să se reducă, de exemplu în învățământul primar să rămână minim 15, în medie 15, maxim 20, adică să nu mai avem clase cu 30 și ceva de copii la învățământul primar,
chiar la fel în mediul în rural sunt problemele cele mai mari. Și în mediul rural sunt cele mai multe probleme. Efectivele sunt în scădere și nu că trebuie neapărat că să ținem personalul didactic, dar un adevărat proces de învățământ se face și mai eficient este cu un număr de copii mai mic la clasă. Și bineînțeles, acum mai e și o altă problemă. Până la urmă, cadrele didactice, fiind titulare în sistem, în învățământ, nu mai au la o anumită școală. Există încă oportunități, sunt destul de mulți suplinitori calificați în învățământul gorjean, ca cei titulari care nu mai au într-o școală să-și găsească un alt loc de muncă. E adevărat, poate fi mai departe decât era precedentul de domiciliu. Dar asta e o problemă care se impune. Ne întreabă cineva, se vor plăti orele suplimentare luna aceasta? Da, normal, deci nu sunt... N-au fost decât la începutul anului școlar, o întârziere, nu știu dacă mai e o altă problemă, deci nu știți nimic de chestia asta. Deci în decembrie au fost plătite orele suplimentare, într-adevăr, pentru luna septembrie, octombrie și noiembrie, iar acum în ianuarie... Deci se vor plăti normal, nu mai multe luni la un loc, adică nu se va aștepta asta. Cineva vă pune să comentați situația cu sporul de calculator... Zice cineva și asta că nu-i se pare normal ca sporul de calculator să se dea în învățământ. Probabil nu-i din învățământ cine ne întreabă. Da. Nu este aici, trebuie să înțeleagă lumea că nu este vorba numai de sporul de calculator. Este un spor pentru condiții vătămătoare care include și pe cei care lucrează în fața calculatorului, dar este vorba de bibliotecari, este vorba de cei care lucrează în arhiva unităților școlare care prevede acordarea acestui spor. Ce-i drept, legislația în vigoare este confuză. A apărut prin ordonanța 71, care este în vigoare și ar trebui aplicată, iar tot personalul care au beneficiat de acest spor în decembrie 2009 să primească acest spor. În urma, știu despre ce este vorba, despre acea adresă trimisă de către inspectoratul școlar, către unități, pentru a corecta sau a lua în calcul acordarea acestui spor în condiții legale. În discuția avută săptămâna trecută la nivelul federației, se spunea că în maxim 2 săptămâni va fi clarificată această problemă a sporurilor și prin apariția regulamentului pe care îl așteptăm de 5-6 ani. Avem o problemă, acea suspendare de care vorbeați, acea adresă a inspectoratului, adică e o problemă de aplicare a ei în unele școli unde există hotărâri definitive care impun plata acestui spor pe perioada de când s-a câștigat procesul în continuare. Am zis că există mai multe școli în această situație. Cu plata în continuare nu am văzut, dar știu că sunt pe perioadă determinată. Păi bine, ele se reînnoiesc anual, din ce știu. Ele se reînnoiesc avizele. Da, că se fac pe baza unor avize de la DSP și ITM și altele. Ce-i drept, unele școli n-au întocmit toate documentele care sunt prinse în lege, adică să aibă aprobarea ordonatorului principal de credite, să stabilească clar care sunt locurile cu efecte nocive, care sunt persoanele care trebuie să beneficiază. Cât anume din procent, că toată lumea a pornit 15%. Se spune 15% dacă lucrează 75% din timpul efectiv de lucru în fața calculatorului sau în acele condiții.
Bine, normal ca inspectorul general sau inspectoratul pentru economia de bani, având în vedere că acel cost standard mereu a fost insuficient, e normal să îi impună, domne, dacă l-ai avut toate condițiile, domne, nu până 15%, dai 10%, 7%, în funcție de timpul lucrat, e dreptul lor, dar și dreptul cadrului didactic. Probabil într-o săptămână, două, se va face lumină în acest... Da, acest spor se acorda în special, din ce am înțeles, se acorda personalului didactic auxiliar. Da, deci contabilitate, secretariat în special și, bineînțeles, arhive ce mai exista. Ce mai aveau. Să zicem că am lămurit-o și pe aceasta. Lămurit va fi în momentul în care va apărea acel regulament pentru sporuri, să vedem și care sporuri se vor regăsi acolo. Nu știu care este, dar să ne gândim că acel spor de ecran nu prea este. Dacă în urmă cu 15-20 de ani erau acele monitoare cu tub care erau nocive, ultima generație nu mai este... Bine, dacă luăm așa, trei sferturi din școlile din Gorj, dar acum nu vorbim de partea administrativă, ci de laboratoare, sunt cu... Laboratoarele de până în 2005, adică tot ce înseamnă școli gimnaziale, sunt dotate cu tub. Da, deci, acele, nu pot să spun firma că îi fac publicitate, da, sigur, dar sunt venite în 2004-2005. Da, pe programe. Dar acelea nu, copiii nu primesc sporul de calculator. Nu primesc sporul, dar informaticianul în astfel de situații. În astfel de situații ar trebui să primească. Ar trebui ca să primească. Sau poate în anii următori se vor gândi că ultima mare investiție pe calculatoare pentru școli s-a făcut în 2004-2005. Și au trecut vreo 11 ani. Chiar mai mult. Deci, în condițiile acestea, poate se gândește cineva că ele sunt depășite din toate punctele de vedere, chiar dacă ele au fost, să zicem, datate ca să, poarcă, da, să facă față cerințelor și poate se vor face investiții și în domeniul drept, s-au cumpărat de regulă calculatoare, nu și monitoare. Monitoarele, deci, având prea mulți bani în învățământ, fiecare s-a gospodărit pe ce să investească. Bineînțeles, nu. În esență, cam asta ar fi fost problema, dar problema acestui spor este de ani de zile și cu siguranță... Sperăm, deci, ca... Da, e o lege care spune ca că... Ca persoana cu care am stat de vorbă, atunci să aibă într-adevăr dreptate. Legea spune și că cine a avut în 2009, acesta se acordă, da? Acum vom vedea ce se va întâmpla. Avem o altă solicitare care vă semnalează dumneavoastră. Spune așa, liderii de sindicat se supun ca toate cadrele didactice în privința restrângerilor de activitate. Suntem tot în perioada când se refac catedrele editoare. Ce se întâmplă? În contractul colectiv de muncă există un articol care se referă la liderii de sindicat, că aceștia nu fac obiectul concedierilor pe perioada exercitării mandatului pentru activități care nu țin de natura profesională. Deci, în mod normal, liderii de sindicat nu fac obiectul, deci este prins în contractul colectiv de muncă acest lucru. Deci participă la dosare sau nu participă? Nu deci nu fac obiectul restrângerilor de activitate. Deși în unele școli nu s-a respectat acest articol, contractul colectiv de muncă este bun, dar lumea îl interpretează fiecare cum îl interesează. Și să continui puțin cu acest contract colectiv de muncă, pentru că cei de la ITM în această perioadă au trecut prin toate
toate unitățile școlare și toată lumea întreba de contractul colectiv la nivelul unității. Noi în urmă, deci în 2014, în noiembrie, la nivel național s-a semnat un contract colectiv de muncă pe perioada noiembrie 2014-noiembrie 2016. La nivelul județului Gorj, în baza acelui contract la nivel național, am negociat pe grup de unități, pe toate unitățile din învățământ, din Gorj, am negociat un contract cu inspectoratul școlar și am încheiat acest contract la nivelul grupului de unități. În legea dialogului social sunt două articole care se bat cap în cap. Unul spune că în cadrul aceleiași ramuri se pot negocia contracte pe nivel de grup de unități, că avem același obiect de activitate. În alt articol spune că la nivelul negocierea contractului colectiv de muncă este obligatorie la nivelul fiecărei unități. La vremea respectivă, domnul Liviu Marian Pop era ministru delegat pentru dialogul social și ne-a înregistrat la nivelul, la Ministerul Dialogului Social, acest contract de muncă. Ulterior, după ce dumnealui nu a mai fost secretar de stat, cei de la ITM ne cerea, nu, domnule, trebuie să aplica celălalt articol din legea dialogului, nu, la nivelul fiecărei unități școlare trebuie contract colectiv de muncă. La ora actuală, la nivelul Ministerului, a fost negociat un nou contract colectiv de muncă cu Ministerul, deci Federație, Ministerul Educației, a fost negociat cu vechiul guvern. Iar aceștia, pierzând alegerile până la instalarea unui nou guvern, nu au mai mers ca să-l înregistreze la Ministerul Muncii, și lăsându-l într-un sertar acolo. Când a venit noul ministru, era normal că nu poate ca să meargă să înregistreze la Ministerul Muncii un contract de muncă semnat de un alt ministru. Și a rămas ca acesta să fie resemnat de actualul ministru al educației și înaintat la Ministerul Muncii pentru înregistrare. După care noi la nivelul județului vom negocia un contract la nivelul inspectoratului școlar, iar fiecare unitate își va negocia un nou contract în baza celui negociat de noi cu inspectoratul școlar. Trebuie să știe toată lumea că acest la nivelul județului Gorj contractul nu este expirat. Noi l-am negociat și înregistrat la Ministerul Dialogului Social în aprilie 2015. Deci valabil până în aprilie 2017. Dar până atunci apare nou contract la nivel național, urmând ca până expiră acesta să încheiem la nivelul județului, la nivelul fiecărei unități, un nou contract de muncă. Da, una din întrebări pe care o vizam, dar este și de la un telespectator. Domnule Huică, spuneți-ne ce este cu aceste etichete de vacanță. Se acordă de la 1 iulie sau vor fi amânate din nou, cum ne-au făcut precedentele guverne? Nu aș putea să spun că se aprobă, trebuie să vedem bugetul, dacă sunt prinse în buget sau nu. În urmă cu o săptămână, ministrul Muncii făcea o declarație că fiecare bugetar va beneficia de un voucher de vacanță de 1450 de lei. Ce se va întâmpla întâi? Să vedem bugetul și vedem dacă sunt prinse acolo. Discuții nu, și până nu le vedem la monitorul oficial, nu putem ca să spunem nimic, că s-ar acorda începând cu luna iulie. Ca o remarcă aș putea să spun, am încercat pe diferite site-uri de turism
să rezerv locuri în stațiuni prin hoteluri de 2 stele, să vreau să spun că luna iulie și iulie deja toate agențiile îmi dau că sunt ocupate, nu mai sunt libere nicio cameră în perioada respectivă. Acele hoteluri pe care le știu, cu care discutam ca să trimitem membrii noștri de sindicat, fiind și mai ieftine și accesibile tuturor. Și deci, găseam, teoretic, și în mijlocul verii dădeam telefon, domne, putem, avem, să vă trimit, se poate, dar se rezolva problema. Iar acum, în ianuarie, să se spună, știți, nu sunt locuri în perioada respectivă. Da. Tocmai pentru, de ce ne temem? De faptul că s-ar putea ca toți operatorii de turism, având în vedere că se dau vouchere, prețul unei camere nu va mai fi 80 de lei și va urca mai sus. Și de-aia blochează toate rezervările ca să așteaptă întâi, se dau sau nu se dau? Stai puțin, cau bani, haide să-i luăm noi. Da, interesantă remarcă, dar până la urmă s-ar putea să fie... Deci este verificată ce se întâmplă. Încercăm, avem niște oferte pe care le voi trimite mâine, vreau astăzi, dar am fost o zi destul de aglomerată, să le trimit acele oferte pentru litoral, pentru care sunt niște tarife destul de bune, într-adevăr sunt și câteva hoteluri cu all inclusiv pentru cei care își permit și care își doresc, pot ca să le acceseze, să ne sune pentru a efectua rezervările. În lipsa acelor bilete subvenționate de stat care se dădeau în urmă cu 5-6 ani, am ajuns la o negociere directă cu hotelurile pentru tarife mai mici decât cele de recepție. Da, o altă întrebare spune așa. S-a terminat concursul cu directorii, probabil va fi altul în anul acesta sau în anul viitor. Cum comentați faptul că unii dintre directori au putut să-și păstreze, deși n-au concurat, au putut să-și păstreze funcția și după ianuarie? Ce-i drept, nu este normal. Domnule, ai știut regulile jocului la început, participi sau nu participi. Da, avem cazul din județul Gorj, din câte știți dumneavoastră? Da, sunt, cred că sunt vreo 20, dacă nu mai bine, de școli în care directorii nu au luat concursul. Mă refer dacă e cineva care din foștii directori care și-a păstrat funcția, că cred că nu e nimeni. La momentul, în prima fază, au fost schimbați de către inspectoratul școlar, dar ulterior cei care au fost puși în locul lor au venit și au dat demisia și au fost repuși că a apărut acel ordin de ministru. Acum nu este normal că și copilul dacă ar luat 4 sau nu a luat un examen, stă acasă un an și dă din nou anul următor sau se duce în altă parte la examen. Dar ministerul a justificat să pună capăt și să evite acea mișcare de personal, schimbarea profesorilor în mijlocul anului școlar. Aceasta a fost... Ceea ce n-a fost corect deloc. Și nu era corect față de copii, spunem noi. Că, într-adevăr, s-a... Da, și presupus ca un profesor detașat să plece, celălalt să vină, care era detașat la rândul exact, în altă parte. Și aceste permutări, să iei director, iei un profesor, îl pui direct, iei clasa de la dirigenție și o dai la directorul care tocmai l-ai schimbat, orele care le făcea, care erau făcute de alt profesor ale directorului, acela a trebuit să plece. S-au făcut deja acolo unde nu s-a putut păstra situația de fapt, s-au făcut destule schimbări de genul acesta.
Da, mai sunt multe întrebări. Ne apropiem de finalul emisiunii. Deocamdată n-am reușit să stabilim nicio legătură telefonică cum ne propusesem. Dar, apropo de acest lucru, care ar fi da, am primit un mesaj chiar acum. Domnul invitat, spune cineva, domnul invitat a trimis ieri în școli ordonanța nouă cu precizări că nu se plătește munca suplimentară. Așadar, orele plata cu ora vor fi plătite. E tot același telespectator care întreba dacă se plătesc orele suplimentare. Să facem diferența între ore suplimentare și plata cu ora. Deci cadrele didactice nu au ore suplimentare. Au plata cu ora, da. Au plata cu ora. Deci este vorba de... E bine de să lămurim pentru cei care sunt la noi. Ore suplimentare are personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar, care sunt recompensate cu zi, cu timp liber corespunzător. Deci, să se înțeleagă, bugetarii ceilalți au ore suplimentare și acelea nu se plătesc și se dă timp liber. Timp liber. În cazul învățământului este plată cu ora, pentru că ar fi și... Indiferent cum este, aceste ore sunt făcute, cineva trebuie să primească bani pentru ele. Deci, și este normal ca acele ore să le facă personalul din școală, care pe lângă activitatea de la clasă, acesta mai... fac și alte activități cu copiii. Cineva vă spune așa, domnule Huică, vă felicit pentru activitatea depusă în funcția de lider de sindicat, dar părerea mea că liderii de sindicat v-ați transformat într-un fel de conțopiș pe la tribunale pentru a apăra interesele oamenilor. Când o să vă vedem în stradă, în fruntea oamenilor, așa cum fac tinerii din prezent? Este... și acesta un aspect, să-l spunem, negativ al activității noastre didactice, de sindicat. De sindicat. Ce se întâmplă? Cadrele didactice sunt cu minți. Refuză ca să iese în stradă. În urmă cu 2 ani aveam o acțiune vis-a-vis pentru personalul nedidactic, pentru salariile mici ale personalului muncitor, ale îngrijitoarelor. Și am solicitat să pichetăm sediul inspectoratului școlar cu personal nedidactic. Aș vrea să vă spun că până nici, deși aveau niște salarii de 600-500, niște venituri de 5-600 de lei, au refuzat care să vină. Ne-am trezit de la 100 de oameni pe care îi mizam că vor veni cu 20 de oameni. Mai mult, noi am încercat, sau asta a fost o poziție a federației noastre, să încercăm pe calea dialogului. Noi am mai luat odată goarna și am ieșit în fața Ministerului Educației și după aceea ani de zile s-au trecut pe lângă noi, iar având parteneri de dialog, am reușit să creionăm, să facem ceva, să obținem cât uși de puțin. Nu cred că la ora actuală colegii noștri ne vor urma într-o grevă generală în stradă. Cei drept, am scos acei 15.000, dar... în Piața Victoriei astă vară, am trecut pe la poarta primului profesor și nici măcar să ulterior să cheme, băi, voi chiar nu mai aveți ce face la școală de ați venit să mă vizitați aici. Nu a fost nicio reacție și atunci am încercat toate problemele să le rezolvăm pe calea dialogului. Dacă va fi situația, vom ajunge în situația în care chiar să nu mai avem cu cine ne înțelege,
Dacă întrebarea a fost pusă de către un politician, îi spunem că nu vom întârzia să fim la ușile dumnealor. Dacă este pusă de un coleg de-al nostru, îi vom solicita, dar în același timp să și vină după noi, pentru că sindicatele nu suntem noi, sindicatele sunt cei care îi avem în spate, cei care ne-au trimis aici să îi reprezentăm. Că îi putem reprezenta sau rezultatele activității noastre sunt bune sau nu sunt bune, de dumnealor și de dumnealor depind. Suntem în ultimul minut al emisiunii. Vorbeam de prioritățile 2017. Este clar, avem acele măriri. Ce și probabil la rectificare vom avea și acele restanțe la hotărârile judecătorești. Sentința este un obiectiv și ne vom ține de el și avem și garanția de la o persoană din guvern pentru aceste, că aceste sentințe sau acești bani vor fi prinși în rectificarea bugetară de la jumatea anului. Trebuie să avem, deci pentru 2017 sunt probleme nerezolvate de ani de zile, este vorba de legea manualului, ca acestea să nu mai întârzie, să fie pe banca copilului când vine la școală la 15 septembrie, adică să aceste manuale să fie editate și tipărite de Ministerul Educației. Avem această lege a salarizării, legea educației modificată ca să poată fi aplicată și în regim de urgență și sperăm că în o săptămână, două, va apărea și acel regulament pentru sporuri. Da, cu acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru prezența la această emisiune. N-a fost să avem un dialog și cu cineva din Ministerul Educației. Era vorba de domnul Liviu Pop, dar probabil a fost reținut de alte probleme și n-am putut să-l contactăm, să ținem legătura cu dânsul. Vom reveni asupra acestor subiecte de-a lungul anului și cu siguranță când avem noutăți o să le dezbatem pentru telespectatori. Mulțumim încă o dată pentru prezența dumneavoastră la emisiune. Mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost cu noi domnul Constantin Huica, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire și miercurea viitoare începând cu ora 19. La revedere!